Bună, dragilor, sunt Aurora, iar astăzi la podcastul Ascultă o poveste avem din nou o poveste românească despre un fecior de împărat care pleacă să aducă, ce credeți, pe măr, moramăr și păsărica aciută. Haideți să vedem. Povestea cu măr, moramăr și păsărica aciută. Poveste românească. A fost odată un împărat și avea trei feciori. De la o vreme, împăratul a început să nu mai vadă bine. Azi așa, mâine așa, până când a rămas orb de tot. Într-o noapte visează împăratul că de s-ar găsi cineva să-i aducă măr, moramăr și păsărica aciută, lui ar veni vederile și ar vedea din nou. Îi cheamă atunci împăratul pe cei trei feciori și le spune: Măi băieți, care dintre voi cutezați să vă duceți să-mi aduceți păsărica aciută și pe măr, moramăr? Cel mai mare zice: Tată, mă duc eu și nu mă întoarce până nu găsesc pe măr, moramăr și păsărica aciută. Se duce băiatul la grajd și ia cel mai bun cal, își ia bani de cheltuială și haine de primeneală și pleacă. Nu merge el mult și se întâlnește cu o babă. Bună cale, crăișorule! Mulțumesc, dumitale mătușă! Crăișorule, nu-mi dai și mie 5 bani să-mi iau o bucată de pâine? Lasă-mă în pace, babă! Dacă în drumul la care am plecat eu am să dau la toți moșnegii și la toate babele pe care le-o întâlni, nu mi ajung banii nici pentru asta, dar să mai am și de cheltuială. Zice baba atunci: Ei, are să-ți pară rău, crăișorule. Merge fiul de împărat mai departe până ajunge la o apă. Peste apă o punte îngustă. Încearcă să treacă pe punte, nu poate. Descalcă el și pășește 2 pași pe punte. Îndată începe puntea să se învârtească și el cade în apă. Îl ia apa și îl duce de cealaltă parte a punții, unde era moșia vulpii. Cine se încumeta să ajungă până acolo, îl prefăcea vulpea în stâlp de piatră. Așa că feciorul de împărat, cum a ajuns de cealaltă parte a apei, l-a și prefăcut vulpea într-un stâlp de piatră și l-a pus la poartă. Așteaptă împăratul să-i vină feciorul. Ei, cum era să mai vină când el era acum stâlp de piatră la poarta vulpii? Zice atunci feciorul mijlociu: Tată, mă duc eu. Du-te, dragul tati, dacă te crezi că ești mai vrednic. Și a plecat și al doilea. Și a luat din graj un cal bun, bani de cheltuială și haine de primeneală și s-a dus. Se întâlnește și el cu baba. Bună cale, crăișorule! Mulțumesc, dumitale mătușă! Miluiește-mă și pe mine cu 5 bani! Fugi de aici, babă! Dacă în drumul la care am plecat eu aș milui toți moșnegii și toate babele, nu mi ajung banii nici de milostenie, dar să mai am și de cheltuială. Are să-ți pară rău, crăișorule. Pleacă și el mai departe. Ajunge la apă, apa mare. Dă să treacă pe punte, nu poate. Puntea îngustă. Descalecă și face 2 pași pe punte. Iar începe puntea să se învârtească, să se învârtească, până se duce și el în apă. Ajunge la moșia vulpii. Îl preface și pe el în stâlp de piatră și îl pune de cealaltă parte a porții. Acum erau 2 stâlpi la poartă. A rămas cel mai mic. Ce să facă el? Și a rămas bun de la taică său, pleacă să găsească pe măr, moramăr, păsărica aciută și pe frații lui. Mergea și plângea, gândindu-se la frați și la taică său. Ia ca la jumătatea drumului, dă și el de babă. Bună ziua, crăișorule! Mulțumesc, dumitale mătușă! Crăișorule, nu mă miluie și pe mine cu 5 bani? Ba cum să nu, mătușă? Scoate băiatul, îi dă bani, îi dă și de mâncare. Îl întreabă baba: Crăișorule, de ce plângeai? Cum să nu plâng, mătușă, dacă eu trebuie să-i duc tatii pe măr, moramăr și păsărica aciută? Și nu știu unde se află și frații mei au plecat tot după astea și nu s-au mai întors. Pentru că tu ai fost așa de bun și m-ai ajutat, am să te ajut și eu pe tine. Ia cârja și acul pe care ți le dau eu. Ai să ajungi la o apă mare, cu o punte îngustă. Zvârli întâi cârja, ca apa se îngustează. Pe urmă zvârli acul și să faci pod. Numai așa ai să poți trece pe cealaltă parte, altfel nu. Ia feciorul, cârja și acul. Când a ajuns la apă, face cum l-a învățat baba. Zvârle cârja și cât ai clipit din ochi, apa s-a și îngustat. Zvârle acul și să face un pod mândru și frumos. Trece de cealaltă parte. Cum a trecut podul,
Ia ca vină vulpea, iese înaintea lui. Ai, crăișorule, pe mulți am înșelat eu, dar tu mi-ai venit de hac. Pentru că ai fost așa de vrednic, merg și eu cu tine în tovărășie, că numai așa ai să poți învinge. Hai, dacă vrei. L-a luat vulpea și l-a dus și l-a dus, până au ajuns la curtea unor zmei. Acolo era ce căuta băiatul, păsărica aciută și măr mor amăr. Vulpea știa ce vrea el, dar măr mor amăr era pe masă în cameră la zmei și păsărica aciută avea cuibul pe fântâna de unde luau zmeii apă. Stai aici, zice vulpea, că mă duc eu să adorm zmei. Înconjoară ea curtea de trei ori și adorm zmei. Se întoarce la băiat și spune, du-te și te bagă încet în casă. Și în camera a noua ai să găsești pe măr mor amăr. Ia-l și vino la fântâna unde e păsărica aciută. Ia-o cu tot cu cuib, să nu care cumva să uiți și să iei numai păsărica fără cuib sau numai cuibul fără păsărică. Să le iei pe amândouă. Se duce băiatul, ia pe măr mor amăr și se întoarce la fântână. Când ajunge aici, uită ce i-a spus vulpea. Ia numai păsărica aciută și lasă cuibul. N-a făcut nici doi pași, că a și început cuibul a piscui și a țipa. S-au trezit toți zmeii și l-au prins pe băiat. Măi, fecior de împărat, de ce ai luat tu pe măr mor amăr și păsărica aciută? Le spune băiatul toată povestea cu taică său, cum a vorbit și cum a visat că ar vedea din nou dacă i-ar aduce cineva pe măr mor amăr și păsărica aciută. Ce spun zmeii? Noi ți le dăm pe amândouă dacă ne aduci calul cel cu 24 de picioare și 12 capete de la cei 24 de zmei. Dacă ne aduci calul ăsta, îți dăm și pe măr mor amăr și pe păsărica aciută. Pleacă băiatul amărât. Îi iese vulpea în cal. Ei, ce ai făcut? Așa e că ai uitat să iei cuibul? Așa e. Hai acum până la cei 24 de zmei. Ajung la curțile zmeilor, iară lasă vulpea mai departe și ea se duce și înconjoară de trei ori curțile și adorme pe zmei. După ce ea a adormit, vine la băiat și îi zice, du-te la graști și cum deschizi ușa, apucă repede calul de căpăstru, că el vine după tine oriunde te duci. Dar vezi, nu uita să iei și frâul de deasupra din cui. Se duce băiatul, deschide ușa grajdului, ia calul de căpăstru cum l-a învățat vulpea și pleacă. Uită frâul în cui. N-a apucat bine să iasă pe ușă, că a și început frâul să ne cheze de să cutremura pământul. S-a zmei din somn și-l prind. Măi, cum ai ajuns tu până aici? De cine ai luat calul? La ce-ți trebuie ție? Le spune băiatul și lor toată povestea. Măi băiete, îți dăm calul ăsta, dar numai dacă ne aduci pe Ileana Cosânzeana. Pleacă băiatul mai amărât. Se întâlnește cu vulpea. Ei, iar n-ai făcut cum ți-am spus, acum trebuie să mergem înainte, să o aducem pe Ileana Cosânzeana. Vulpea știa unde are ea curțile. Merg ei mai departe și ajung la o apă mare, care era hotarul între împărăția Ilenii Cosânzenii și cea a vulpii. Peste apă era o pădure mare și în mijlocul ei o grădină frumoasă cu flori. Acolo, în mijlocul grădinii, erau curțile Ilenii Cosânzenii. Apa o păzea un om voinic, lung, mare, și pădurea era plină de jivină. Îl lasă vulpea pe băiat deoparte apei și a trece singură dincolo. Adoarme toată suflarea de pe moșia Ilenii Cosânzenii și se întoarce la băiat. Acum treci tu prin apă, dar nu care cumva să faci vreun val, că se trezește omul cel lung și te pierde. Trecând băiatul cu calul prin apă, s-a făcut un val. S-a trezit omul cel lung și îl prinde pe băiat, dar pe la spate vulpea îi trage două palme. Stai, că ăsta e omul meu, ce pui tu mâna pe el? Pentru că ai avut această îndrăzneală, ai să mergi cu noi să ne servești la tot ce o mai avea nevoie. N-a apucat să facă nimic omul cel lung, a mers cu ei. Îi era frică să nu-l facă vulpea stâlp de piatră. Ajung la grădina cea cu flori. În mijlocul grădinii dormea Ileana Cosânzeana cu cele 12 zâne ale ei. Îi spune vulpea băiatului. Intră în grădină și în mijloc doarme Ileana Cosânzeana și cele 12 zâne. Te duci încet, o iei în brațe și pleci cu ea. Bagă de seamă că ea are sub cap două flori. Să nu le atingi, că ea se trezește. Băiatul când a ajuns și a văzut-o cât de frumoasă e, a mărmurit. N-a mai știut pe unde umblă ce face și a atins florile. Se trezește Ileana Cosânzeana. Ce vrei, Ioane?
vreau să mergi cu mine. Eu merg cu tine. Dacă mi-aduci o scrisoare de la fratele meu, mă rotat, de pe cea lume. Amărât băiatul cum nu se mai putea. Cum să ajungă el acolo? Vulpea, când a văzut așa amărât, nu i-a mai zis nimic, că de ce n-a ascultat-o sau altceva. I-a zis numai, lasă, crăișorule, că mergem noi și pe cea lume. Pleacă toți trei. Ajung la un munte înalt. Acolo, în vârful lui, trebuiau ei să se suie ca să poată ajunge pe cea lume. O iau, haide, și urcă pe munte. Pe unde treceau ei, erau numai ulmi și tei. Vulpea îi spune omului cel lung. Măi, tu să iei scoarța de pe copacii ăștia și să o car cu tine la deal. Așa a făcut. De la o vreme, omul cel lung n-a mai putut urca. Luneca la vale, că era drept muntele. Ia ca să vede un oraș. Măi, îi zice vulpea, vezi orașul cel? Îl văd. Te duci acolo la fierarul pământului și îi spui că am zis eu să facă niște potcoave din tatăl oțelului și mama fierului, pentru tine și pentru cal. Când a pășit omul cel lung doi pași, a și ajuns în târg. S-a dus la fierarul pământului și a făcut potcoave, așa cum a zis vulpea. A potcovit calul, s-a potcovit și el și a mers mai departe. Când au ajuns în vârful muntelui, au dat de o gaură care ducea pe cea lume. S-au apucat și au împletit o funie lungă din scoarțele de ulbi și de tei. S-a legat băiatul cu ea bine și și-a dat drumul pe gaură în jos. Când se cobora, vulpea i-a spus: încotro ai ajunge cu fața, într-acolo să te duci. Așa a făcut băiatul. Ajunge la mărotat acasă. Acolo era jale mare. Mărotat murise. Îl aduseseră câinii morți de la vânătoare. Intră el în casă și întreabă: ce este? Ce s-a întâmplat? Mărotat a murit. Dar cum a murit? De ce a murit? Chemați câinii și întrebați. Cheamă feciorul de împărat câinii și întreabă: cum s-a întâmplat și unde s-a întâmplat? Noi ne-am dus la vânătoare în pădurea neagră. Stăpânul nostru a prins un căprior. S-a dus și a făcut un foc sub un paltin. După ce a făcut focul, am auzit din vârful paltinului pe cineva văitându-se. Stăpânul nostru a zis: cine e acolo în vârful paltinului? Ia o babă slabă, necăjită, plină de frig. Dacă ți-e frig, dă-te jos și te încălzește. Nu mă dau, că mă tem de câini. Nu te teme, că te apăr eu. Eu tot mă tem, dar n-ați trei fire de păr și dă-le pe câini. Așa a făcut și a zis atunci: trei fire de păr ale mele din cap să se facă trei lanțuri legate fermecate. Atunci au zornăit lanțurile pe noi și pe cal. S-a dat baba jos din paltin, cu o covată cu broaște, și a început a le frige la foc. Dar tot punea broaștele pe carnea lui mărotat și îi zicea: măi, tu îi mânca broaștele și eu carnea. Mărotat s-a supărat și a plesnit-o cu carnea peste ochi. Atunci odată a crescut lungă cât paltinul și s-a lăsat peste stăpânul nostru și a scos inima și ochii. Așa l-am adus acasă. Ia să mergeți și cu mine acolo să văd eu ce am să pățesc. L-au dus și pe dânsul acolo. A vânat cel un căprior, a făcut foc sub paltin și l-a pus să se frigă. A auzit și el văitându-se cineva în vârful paltinului. Cine e acolo? Ia o babă slabă, necăjită și plină de frig. Dă-te jos și te încălzește. Nu mă dau, că mă tem de câini și de cal. Nu te teme, că te apăr eu și de câini și de cal. Ba tot mă tem. Ține trei fire din cap și dă-le pe ei. Ia băiatul firele de păr și le dă pe foc. Ea zice din paltin: trei fire de păr ale mele să se facă trei lanțuri legate ferecate. Dar unde să mai facă dacă arseseră? Se dă baba jos fără frică, tot cu o covată de broaște, și se așează să le frigă. Pune la fel broaștele pe carnea feciorului de împărat și zice: măi, tu îi mânca broaștele și eu carnea. O pleznește și feciorul de împărat cu carnea peste gură. Se înalță baba și vrea să se lase peste el să ia inima și ochii, dar feciorul scoate paloșul și începe a tăia la ea, iar câinii și calul o trag și o rup. Ea se pornește pe țipat: lăsați-mă, nu mă omorâți! Vă dau tot ce vreți! Să ne dai inima și ochii lui mărotat. Vă dau! Suietă în paltin pe a treia creangă și găsești inima și ochii. El a poruncit câinilor și calului să o țină și s-a urcat în paltin. Se suie în paltin, caută a treia creangă, nu găsește nimic. Se dă jos și începe din nou să taie din babă. Lăsați-mă, nu mă omorâți! Suietă în paltin și caută în a șasea creangă și găsești inima și ochii lui mărotat.
Se suie din nou și caută la a șasea creangă, nu găsește. Se dă jos mai supărat, mai să o omoare. Stați, nu mă omorâți! Suietă în paltin și caută la a noua creangă și acolo e să găsește o turturică. În turturica aceea sunt și ochii lui mărotat. Iar se urcă în paltin și la noua creangă găsește turturica. Când a vrut să zboare, el a zvârlit cu paloșul și a tăiat-o în două. Abia acum a găsit, după cum i-a spus baba, inima și ochii lui mărotat. I-a luat băiatul și s-a dus la ea. Să-mi spui cum să fac să pun la ochi inima și ochii lui mărotat ca să-l pot învia, că de nu te omor, zice baba. Stropești inima cu apă vie și o pui în pieptul voinicului. Dar cu ochii? Faci la fel și cu ochii. Îi speli bine cu apă moartă ca să se vindece și pe urmă cu apă vie și el are să se scoale și ai să vorbești cu el. Atât am vrut să știu. A tăiat-o bucățele și câinii au rupt-o toată și au scăpat de baba. S-a dus băiatul acasă la mărotat și a făcut așa cum i-a spus baba. Când s-a urcat cu genunchii pe pieptul lui, a ieșit puțin sânge. A pus repede inima pe sângele acela și inima s-a dus singură la loc. A făcut la fel și cu ochii. Pe urmă l-a spălat cu apă moartă și cu apă vie și l-a înviat. Doamne, că mult am mai dormit! Dormeai tu pe veci dacă nu eram eu. Au stat ei de vorbă și a spus el de ce l-a trimis Ilana Cosânzană. Îndată i-a făcut mărotat scrisoarea și i-a spus. Îți dau și scrisoarea și să-i spui că de nu merge cu tine. Poate să nu se mai întâlnească cu mine niciodată. Ia el scrisoarea de la mărotat și se întoarce la bort aceea pe unde venise. Deasupra borții era omul cel lung și vulpea. Scutură el de odgon să-l tragă afară, nu mișcă nimeni. Iar mai scutură, nimic. Ce se întâmplase? De atâta așteptare, omul cel lung și vulpea adormiseră. Ce să facă el și cum să facă să iasă afară pe draga lume? Se duce spre miază zi, merge el când merge și ajunge la o margine de iaz. Acolo era un copac mare și în copacul acela un cuib al unei pajuri cu doi pui în el. Când l-au văzut puii că stă pe marginea iazului, s-au pornit să strige la el. Fugi, om bun, de acolo, că vine balaurul să ne mănânce și te-o mânca și pe tine dacă te găsește acolo. Ce zice feciorul de împărat? Dacă m-ați sui și pe mine acolo în cuibul vostru, nu v-ar mânca nici pe voi, nici pe mine. Se dă un pui jos, îl pune pe o aripă și îl suie în cuib. După ce îl suie acolo în cuib, întreabă băiatul pe pui. Ce semne are balaurul când iese din iaz? Face iazul valuri, el scoate numai câte un cap și se întinde până aici și ne mănâncă. N-a terminat puiul bine vorba, că a început iazul a vui și a face valuri. Balaurul întinde un cap până la cuib, el haști cu paloșul îl taie. Întinde altul la fel și tot așa până i-l-a tăiat pe toate. A tăiat feciorul de împărat 12 capete și a făcut 12 grămezi. Au scăpat puii. Unde să te ascundem noi acum? Zic ei. De ce să mă ascundeți? Păi când o veni mama, te înghite de bucurie. De ce să mă înghită? Eu cred că am făcut bine, n-am făcut rău. Da, ne-ai făcut un mare bine, dar mama de bucurie o să te înghită. Scoate un pui o pană dintr-o aripă, îl bagă pe fecior în cotor și pune pana la loc. Vine pajura. De 12 ani scotea pui și de 12 ani îi mânca balaurul. Dragii mamei, pui mamei, cum te-ați scăpat? Cine mi-a făcut un bine așa de mare? Un om. Încotro s-a dus, spre răsărit. Pleacă pajura ca o vijelie spre răsărit. Nu-l găsește, vine înapoi. Nu l-am găsit. Spuneți-mi, încotro s-a dus omul acela. Spre apus, iar se duce pajura, iar nu găsește nimic. Se întoarce la pui. Spuneți-mi, încotro a apucat-o. Spre miază zi. Zboară pajura și spre miază zi. Când s-a întors, era cam obosită. Spuneți-mi odată unde să-l caut, unde s-a dus. Spre miază noapte. Când s-a întors, nu mai putea. Ei, a cus o stănită rău. O întreabă pui. Mamă, dacă l-ai vedea pe omul acela, ce ai face? Bine pentru bine i-aș face. El mi-a făcut mie bine, tot bine i-aș face și eu lui. Ridică puiul aripa puțin și numai ce-l zărește pajura. Când l-a zărit, l-a și înghițit. Și l-a scos afară, mai mândru și mai voinic de cum era. Ei, ce bine să-ți fac eu pentru binele pe care mi l-ai făcut tu mie. Să mă scoți pe draga lume.
Cam la grea treabă m-ai pus, dar pentru că mi-ai scăpat pui, am să o fac. Du-te în târg și cumpără 7 vaci grase, 7 vase cu vin și 7 căruțe cu pâine. Se duce el în târg și cumpără, cum i-a spus pajura, 7 vaci grase, 7 vase cu vin și 7 căruțe cu pâine. Le aduce la cuib pe malul Iazului. Le pune pajura toate în spate și pe el deasupra și pornește spre draga lume. Dar ce i-a spus ea feciorului de împărat? Când o întoarce capul, tu să-mi dai să mănânc o vacă și o căruță cu pâine și să beau un vas cu vin. Așa a făcut. Când întorcea pajura capul, îi dădea o vacă, o căruță cu pâine și un vas cu vin. Când aproape să iasă, se vedea soarele la amiez, pajura se întoarse să-i mai dea să mănânce. Nu mai am. Dă-mi ceva de mâncare, altfel te scap. Ce să facă săracul? A tăiat cu paloșul din talpă de pe la subsuor și i-a dat să mănânce. Au ajuns pe cealaltă lume. Pajura simțise că i-a dat altceva de mâncare și îl întreabă. Ce mi-ai dat tu de mâncare ultima oară? Păi, am tăiat de aici și de aici. Îi arată el, erau răni. Tu erai așa de dulce? N-am știut că ești așa de dulce, că te mâncam până aici. Dar dacă te-am adus până aici, e, tot eu o să te lecuiesc. A suflat pajura pe rănile lui și s-au închis. Și-au luat rămas bun și s-au despărțit. Se uită feciorul de împărat împrejur, vede pe omul cel lung și pe vulpe dormind, dese cutremura pământul sub ei. Trage el de ei și scoală. Puteam să mor pe lumea cealaltă, că voi nu vă mai sculați. Atunci zice și vulpea. Și eu câte te-am învățat și ce ai făcut cum ți-am spus. Dar să mergem, că tot cu mine ai să ai folos. Îl lasă pe omul cel lung la locul lui la apa cea mare și el cu vulpea se duc la Ilana Cosânzară. Citește ea scrisoarea și zice: trebuie să merg cu tine, că nu pot să mă mai întâlnesc eu cu fratele meu dacă nu merg. Așa îmi scrie în carte. Au plecat. Când se ajungă la cei 24 de zmei care aveau calul cu 24 de picioare și 12 capete, zice vulpea: ei, cum vrei tu acum să ai și calul și pe Ilana Cosânzara? Sau numai calul? Ba, zice băiatul, aș vrea și una și alta. Atunci am să mă fac o fată la fel de frumoasă și tu ai să mă dai pe mine la zmei, că scap eu de acolo. Așa au făcut. S-a dat vulpea de 3 ori peste cap și s-a prefăcut într-o fată frumoasă, că nu mai știe care e ea și care e Ilana Cosânzara. A luat-o feciorul de împărat și a dus-o la zmei. Ei, a adus-o? Am adus-o. Hai să-ți dăm și noi calul. I-au dat calul și s-a dus. Unde o lăsase pe Ilana cea adevărată? Vulpea a rămas la zmei. După un timp le zice: eu trebuie să ies afară, că așa e obiceiul meu la vremea asta, dar voi stați aici. Dacă vă temeți că fug, uite, eu mă leg la picior cu funia asta și voi țineți de capătul ei. O cred zmei. Când s-a văzut vulpea afară, pe aici se drumul. Ea ajunge din urmă pe Ilana Cosânzana și pe băiat. Ei, acum cum vrei, fecior de împărat? Să rămâi numai cu măr, mora, măr și cu păsărica aciută și fără cal? Sau și cu una și cu alta? Păi, aș vrea și cu una și cu alta. Lasă că mă fac eu un cal la fel ca ăsta și mă dai pe mine la zmei. S-a dat vulpa de 3 ori peste cap, s-a prefăcut într-un cal la fel ca celălalt și a dus-o băiatul la zmei. Ai adus calul? L-am adus. Hai să-ți dăm și noi pe măr, mora, măr și păsărica aciută. L-a luat băiatul și a plecat. Pe vulpe o iau zmeii și o bagă în graj cu ceilalți cai. Ce face ea? Se dă de 3 ori peste cap și se preface din nou în vulpe și începe să muște caii ceilalți. Caii prind a necheza și a dărâma prin graj, zice zmeul cel mare. Ia du-te măi și vezi ce-i cu calul acela, că îi mușcă pe toți. Se duce un zmeu. Când deschide ușa grajdului, vulpea țâșnește printre picioarele zmeului și du-te băiete. Ea ajunge iar din urmă. Băiatul avea acum pe Ilana Cosânzara și calul și pe măr, mora, măr și păsărica aciută. Merg ei, merg până ajung acasă la vulpe. În dreptul porții zice vulpea: știi tu ce stâlpi ăștia de piatră? Ba, nu știu. Ăștia-s frații tăi. Vrei să ți fac oameni la loc și să ți trimit acasă la taică tău sau să rămâie la mine stâlp de piatră? Făi cum au fost și trimite acasă. A suflat vulpea peste ei, i-a făcut oameni la loc și i-a trimis acasă. Pe el și pe Ilana Cosânzana i-a ținut vulpea 3 zile la ea. După 3 zile, în hamă la trăsură calul care plecase de acasă și calul cel cu 12 capete,
Se urcă cu Ilana Cosânzeala în trăsură și pleacă în împărăția lui taică-său. Merg ei o bucată până ajung la o fântână care era chiar la marginea moșiei vulpii. S-au dat ei jos din trăsură, au băut apă și au furat somnul. Frații lui îl așteptau. Cum au văzut că a dormit, l-au tăiat bucăți bucățele, l-au aruncat în fântână, au pus pământ deasupra și au astupat să nu se mai cunoască nimic. Au plecat. Au luat pe Ilana Cosânzeana, pe măr mora măr, păsărica aciută și calul cu 24 de picioare și au plecat la împărăție. Pe drum i-au spus Ileni, dacă spui ceva din ce ai văzut, să știi că te tăiem cum l-am tăiat și pe el. N-a spus nimic, săraca. Dar când au ajuns ei la împărăție, măr mora măr nu mai juca, păsărica nu mai cânta și împăratul nu și-a căpătat vederile. Ce s-a întâmplat cu cel mai mic? De la fântâna unde l-au aruncat frații lui și până la curtea vulpii, a început iarba să se usuce și să se înroșească pământul. Vede vulpea că peste tot era câmpul verde, mai spre fântâna aceea era roșcat. S-a dus până la fântână. De acolo înainte era tot verde. Ei, aici. S-a apucat vulpea și a săpat până a dat de ea. A strâns toate bucățelele, l-a pus una lângă alta, l-a spălat cu apă moartă de s-a vindecat, pe urmă cu apă vie și l-a înviat. Ai văzut ce ți-au făcut frații tăi? Nu-i lăsai mai bine stâlp de piatră la poarta mea? Ce să mai zică băiatul? I-a dat vulpa un paloș năzdrăvan și a spus. Ia paloșul ăsta, că numai cu el ai să poți să dovedești pe frații tăi, altfel nu. Ia băiatul paloșul și se duce. Ajunge la împărăția lui taică-său și trage la un țigan fierar. Bună ziua, bună ziua! Uite, eu aș vrea să învăț fierăria. S-ar putea să stau la dumneata și să mă înveți? Cum să nu? Stai și te învăț. Rămână băiatul la fierar. La curtea împărătească era jale ca de mormântare. Ilana Cosânzeana toată ziua plângea, măr mora măr nu juca, păsărica nu cânta și împăratul nu-și căpătase vederile. Visează într-o noapte Ilana Cosânzeana că de s-ar afla cineva să-i facă o furcă cu fus de aur, cu caier de aur și fusul să se sucească singur, caierul să se toarcă singur, s-ar mai înveseli și ea și măr mora măr cu păsărica aciută. A doua zi dimineață îi spune împăratului, cheamă împăratul toți fierarii din împărăție. Nu se găsește niciunul care să facă așa ceva. Se duce și țiganul la care era feciorul cel mic. Când se întoarce, îl întreabă băiatul. De ce v-a chemat împăratul? Dar apoi, de ce să mai știi tu de ce m-a chemat? Dar apoi, de ce să nu știu? Păi iaca, ne-a chemat să facem o furcă de aur cu fusul de aur, cu caier de aur, fusul să se sucească singur și caierul să se toarcă singur. Am să încerc și eu să văd noi putea face. Tu să faci? Păi nici nu știi să-mi doi un cui. Și să faci așa ceva, eu care sunt fierar, de fac fierul viu și nu mă încume, și ai să faci tu? Am să încerc. Dacă oi putea, oi face. Dacă nu, nu. Se scoală noaptea, face un semn cu paloșul pe care îl dăduse vulpea și face o furcă. Dimineața o dă țiganului. Du-te la curte și o du. Se duce țiganul cu furca la curte. Când a văzut-o Ilana Cosânzeana, a prins a zâmbi o leacă. Măr, mora, măr, s-a mișcat și el. Și păsărica aciută a dat din aripi. I-au dat bani țiganului, de nu-i putea duce. Bucuria lui. În noaptea a doua, visează Ilana Cosânzeana că de s-ar găsi cineva să-i facă o vârtelniță de aur cu sculul de aur, vârtelnița să se învârtă singură și sculul să se depene singur, ea s-ar mai înveseli. Îi spune împăratul, îl cheamă din nou pe țigan. Acum știa că altul nu poate să facă. Să-mi faci o vârtelniță de aur cu sculul de aur, vârtelnița să se învârtească singură, sculul să se depede singur. Am să fac. Se întoarce țiganul acasă. Îl întreabă băiatul. Ei, la ce te-a chemat? La ce să mă cheme? Să faci o vârtelniță de aur cu sculul de aur, vârtelnița să se învârtească singură, sculul să se depene singur. Am să-ți fac dacă ai putea, dacă nu, nu. Ai să faci, că de nu te bate te omor. Căpătase glas țiganul. Se scoală el noaptea iar, face un semn cu paloșul și face și vârtelnița. I-o dă dimineața țiganului și o duce la curte. Când o vede Ilana Cosânzeana, zâmbește mai tare, măr mora măr se mișcă mai mult ca prima dată, iar păsărica aciută scutură bine din aripi. L-au încărcat cu bani pe țigan cât a putut el duce.
A treia noapte visează Ilana Cosânzeana că de s-ar găsi cineva să-i facă o cloșcă de aur cu pui de aur, cloșca să cloncănească și pui să piuie. Ea s-ar înveseli de tot. Îl cheamă din nou împăratul pe țigan. Măi, să-mi faci o cloșcă de aur cu pui de aur. Cloșca să cloncănească și pui să piuie. Fac înălțate, împărate, cum nu? Se duce țiganul acasă și spune băiatul. Numai decât să te apuci și să faci o cloșcă cu pui de aur, cloșca să cloncănească și pui să piuie, că așa mi-a dat ordin împăratul. Am să încerc, dacă o putea, am să fac, dacă nu, nu. Ia să te apuci numai decât, că te bate, te omor. Nu o să rămân eu de rușine în fața împăratului. Se scoală noaptea băiatul, face semn cu palșul și face cloșca. Dimineața țiganul îi zice, dă cloșca să duc la curte. Ba, de data asta o să mă duc eu. Cum să te duci tu așa murdar de funingine și neîmbrăcat? Ei, uite așa mă duc. Vrea țiganul să ia cloșca, dar când i-a dat băiatul o palmă, s-a dus cel învârtindu-se. Se duce el la împărăție. Când a intrat pe poartă, a început calul să necheze, mărmura măr să joace și păsărica să cânte. Ilana Cosânzeana a știut atunci că a venit el și s-a înveselit de tot. Atunci și împăratul a văzut ca pe vremea când era tânăr. Așa s-a dovedit că el câștigase tot ce aduseseră frații lui. Atunci a povestit el lui taică-său cum și pe unde a fost și cum l-au tăiat frații. Ce să fac cu ei? L-a întrebat împăratul, pentru ceea ce ți-au făcut. Faci o singură cămașă și ne băgăm toți trei în ea. Fiecare își aruncă sulița lui în sus. Dacă eu îi fi vinovat, o să-mi cadă mie sulița în cap. Dacă or fi ei, o să le cadă lor. Așa s-a făcut. I-a pus pe toți trei într-o singură cămașă și fiecare și-a aruncat sulița. Acelui mai mic a căzut la picioarele lui, iar celelalte suliți l-au căzut în cap și au omorât pe amândoi. Atunci el a făcut o nuntă mare cu Ilana Cosânzeana și dacă mai trăiește și astăzi, apoi trebuie să fie împărat în locul lui taică-său. Sper că v-a plăcut, a fost o poveste lungă și cred eu frumoasă. Pa, pa, pe data viitoare!